Dacă e adevărat ce spuneți, o mare porcărie. Nu știu să existe așa ceva, dar dacă s-a întâmplat o mare porcărie. Și știți că au făcut-o cei de la universitățile. Da? E o mare porcărie, dacă mă întrebați pe mine. Nu suntem de acord cu genul acesta de manifestare. Veți avea o discuție cu cei de la Cumpulu? Siguranță. Trebuie să analizăm, mi-e greu să mă pronunț acum pe un lucru de care află de la dumneavoastră. Da, posibil, nu l-am negat, ați văzut, dacă este adevărat, e o mare porcărie, m-a pronunțat. Dacă e așa, vom cere scuze publice. Și ca secretar general al partidului, dacă s-a întâmplat așa, chiar astăzi îmi cer scuze publice pentru lucrul acesta de la cei, de la organizația PSD Câmpul Lung. Genul acesta de manifestări, noi nu ne tolerăm.